Polițiștii de la rutieră cu sprijinul Consiliului Județean Dâmbovița au montat 16 panouri în 8 localități din județ unde se află cale ferată cu imagini dure, capturate la tragicul eveniment de acum câțiva ani din care a rezultat decesul mai multor persoane. Știm cu toții că în decursul timpului în județul Dâmbovița s-au produs evenimente rutiere cu consecințe din categoria celor mai grave. Readucem aminte evenimentul rutier produs chiar în acest loc cu ceva ani în urmă, care a fost soldat cu 10 persoane decedate, 12 rănite grav și 16 rănite ușor. La scurt timp, noi am luat inițiativa cu sprijinul Consiliului Județean să realizăm aceste panouri care să prezinte o imagine, spunem noi, șoc pentru cei care în mod repetat nu respectau regulile de circulație în aceste zone. Faptul în sine că au fost montate în aceste zone s-a constatat în timp că s-a redus riscul rutier în zona trecerilor la nivel. Având în vedere și evenimentele care le-am înregistrat în acest an, 3 accidente cu victime la calea ferată, soldate cu 2 persoane, deci cu 3 persoane decedate, am repetat această inițiativă și am găsit înțelegerea necesară la propunerea Poliției Rutiere, a Poliției de Transporturi Feroviare, la Consiliul Județean și am realizat încă 16 asemenea panouri care au fost și au amenajat 8 asemenea intersecții. Acțiunea a fost mai complexă însă, pentru că noi am amenajat, și ați văzut și dumneavoastră, și punctele negre, cum se sunt denumite pe hartă, ale circulației rutiere. Și am început cu Moara Nouă și de atunci n-am mai avut niciun accident. În urmă cu un an de zile am rezolvat acea regularizare a traficului cu bandă de preselecție. Am realizat aici la nisipul și cred că ați văzut-o, puteți să o și prezentați și dumneavoastră. La fel, nu am mai avut niciun accident de la modernizarea ei și mai avem un singur punct considerat delicat pe, în capătul celălalt al drumului de legătură între DN72 și DN710, în care îl amenajăm probabil în următoarea lună. Deși imaginile sunt cam dure, șoferii sunt de acord cu măsura luată de autorități. Este foarte bine, foarte bine. Nu cedați la calea ferată dumneavoastră. Eu opresc întotdeauna. Opriți și vă asigurați, da? Da, bineînțeles. Am și navetă lungă de făcut. Sunt imagini dure pe panou care este... Păi nu spuneți că eu am trecut chiar atunci când s-a întâmplat accidentul cu microbuzul ăla de veneam de la nuntă. Și nu doar șoferii au fost atenționați. Respectați regulile de circulație, da? Da, da, nicio problemă. Și vis-a-vis de acel panou acolo care noi l-am pus și nu este un indicator rutier, este o imagine cu ce s-a întâmplat la această cale ferată. Da, da, da. Considerați că este bine că am montat așa ceva să vadă toți participanții la tragedie? Da, da, asta... sau rău? Nu, asta e bine, totul e ok. Este bine. E bine. Că se vede la distanță și noaptea dacă e. Sunt situații unde aceste indicatoare sunt furate, bine știți și dumneavoastră, au fost identificați o parte dintre ei chiar în această zonă și s-au dispus măsuri de către magistrați de arestare și întocmire unor dosare penale care își vor demonstra finalitatea. Sperăm ca în continuare această activitate să o descurajăm prin colaborarea pe care o avem cu colegii de la Ordine Publică, de la posturile de poliție, în identificarea lor și tragerea răspunderii. Există totuși și o problemă. În România se practică furtul de indicatoare și panouri rutiere. Autoritățile și polițiștii susțin că vor lua toate măsurile pentru a diminua aceste riscuri.